mai există și o problemă uh, din cauza care au plecat, uh, au plecat mai repede, să zic, europarlamentari pentru că a fost o problemă și cu plata cotizațiilor. Ei au invocat o felul de motive, cum că Parlamentul European nu le-ar da voie din salariul lor și plătească cotizația. Mm. Într-adevăr, au fost niște chestii cu olaf unde niște partide cereau sume imense, din, și nu din salariu, ci din uh, sumele forfetare care le primesc europarlamentarii. cu salariul tău nu nu faci ce vrei. Exact. Iar toți europarlamentarii care au plecat aveau restanțe și urmau să fie suspendați. Mai mult decât atât, noi acum implementăm că toți suntem un partid de și de it și vrem să promovăm digitalizarea și transparentizarea. La noi, de pe 1 iulie, excluderile sau suspendările pentru neplata cotizației se fac direct din soft. Iar de, la... de la 1 iunie sau iulie? Iulie, iulie? iulie. iulie. Deci, de la 1 iulie ei ar fi fost toți suspendați pentru că nu și-au plătit cotizația niciunii. Deci, de asta a fost așa un timing deci la limită. Ați construit un soft prin care, uh, automat, nu, nu, avem cei care au restanță câte fai, luni, uh, după șase, câte luni? Șase după, luni, după șase luni, ești șase... automat e exclus nu, sau, suspendat, sau suspendat? suspendat. suspendat și până plătești dovada Iar plătit? la 12 luni vei fi exclus, dacă nu plătești cotizația. Deci, păi nu uh, fi, de fapt, că rămâneți fără membri la Botoșan, de exemplu? Păi nu rămâne fără membri, pentru că sunt membri care avem, sunt membri cotizanți, membri care se implică. Asta uh -huh. e și ideea. Că asta nici dorim, nu ne dorim doar cifre ca să le avem mm -hmm. în portofoliu, că avem 1000 de membri la Botoșan sau 5000. Mm. Uh, și noi avem sistemul de cotizații, îl plătim online, avem o platformă în care îl plătim, EUSR se numește, iar tot de acolo, dacă nu ți-ai plătit la 6 luni, automat ești suspendat. Ca să mai ușurăm puțin din munca tuturor birourilor să stea să, să analizeze, să dea decizii de suspendare. Și de asta zic că au plecat într-un moment oportun înainte să fie suspendați din partid Dar pentru neplata cotizației. Cât este cotizația la USR? Dumneavoastră, de exemplu, cât dați pe lună? Eu Noi avem niște praguri de cotizații. Pentru rurale 5 lei, pentru. Pe lună? Pe lună. Da? Pentru urbane 10 lei, parlamentarii plătesc 1000 de lei și europarlamentarii 3000 de lei cotizații. Deci eu, o eu de am cotizat 1000 mie de, de lei. Și da. consilierii, nu aveți consilieri județeni, dar consilierii municipali, de exemplu, au Curelariu și Marcel Gheorghițu, cât trebuie să dea? Nu, la consilier nu există pentru consilier. Deci tot 10 lei? 10 lei, bineînțeles. Păi consilierii fac pro bono mai uh -huh. mult, pentru că ei, nu știu cât, indemnizații de consilier, 800 de lei sau ceva pe lună. Da, spre 1000, cam așa. 1000 de lei, da. la da. cât? Timp, și mai ales că iau și serviciile lor, unde na. Uh, o fac în timpul liber și ar fi și culmea să după ce mm -hmm. fac. Nu, Ideea e că cei care, cât de cât uh, au niște salarii mai mari prin prisma asta politică, încercăm să ne ajutăm filiale, că asta e treaba. Uh, pentru că până în 2020, până am avut un parlamentar, de-abia ne permiteam să plătim chiria, uh, chiria sediului. Acum deja și cu suma de la mine și cu ce am mai crescut ca număr de cotizanți, deja ne permite să avem și un secretar. Ori fix pe astea se duc banii, adică nu eu tot aport în presă că usr ia banii europarlamentari. Sunt bani care ajung în filială. eu plătesc la filiala mea, cotizația fiecare la filială. Și sunt bani pentru bunul mers. Curent, apă, hârtie, exact, nu? Exact, bunul mers a lucrurilor. Nu. Și reușit să adunați ceva bani cu 5 lei, cu 10 lei, mi se pare... Cât să funcționăm, da. da? plus că noi suma noi subvenția care o primim de la, de la stat pentru partide noi o împărțim în mod egal în funcție de număr de filiale în toată țara.